Manifestarea a generat un foarte mare interes din partea copiilor, care abia au așteptat să vadă cât de ingenioși sunt colegii de-ai lor din țară. Glicerina boraxată este un catalizator pentru lipici și schimbă funcțiile acestuia, adică din lichid, cum e lipiciul în general, îl face un solid care are și în același timp și proprietăți de lichid, pentru că el în același timp curge, dar ca un solid, nu, ca un lichid, nu curge instant. Ce fac eu propriu-zis aici este o reacție chimică folosind apă oxigenată și drojdie, pe lângă care voi folosi și detergent de vase pentru a crea o spumă pe care o voi colora cu acest colorant alimentar diluat. Aceste imagini sunt de la Liceul Petre Ionescu Mușcel din comuna Domnești din Argeș. Mentorii și voluntarii implicați în activitate le-au explicat elevilor prin demonstrații practice care sunt beneficiile dezvoltării științifice. La fiecare atelier s-au realizat experimente care au pus în valoare descoperirea și inovația. Romania Science Festival, caravana mobilă, la Rucăr, la Domnești, aici, după cum puteți vedea, avem un impact destul de mare, copiii sunt foarte interesați, totul merge ca la carte. A fost pentru al doilea an consecutiv când Festivalul de Științe din România face periplul în nordul Argeșului. Acum au fost prezentate inovații de la robotică, fizică, matematică, astronomie, chimie, energie regenerabilă până la artă.